La doar câteva luni de la instalarea în fotoliul de primar, Maria Precup se bucură de prima recunoaștere oficială la nivel național a meritelor sale. Edilul șef Reghinean și primarul din Saschiz au fost premiați la cea de-a 8-a ediție a Galei Premiilor de Excelență Administrație.ro, eveniment organizat la Brașov de către Oameni și Companii. La gala au participat peste 100 de invitați, între care trei primari din județul Mureș, Maria Precup, primarul comunei Saschiz Ovidiu Șoaită și viceprimarul municipiului Târgu Mureș, Ionela Ciotlăuș. Edilul șef Reghinean a fost evidențiat pentru comunicarea cu cetățenii. Într-adevăr, am o comunicare permanentă, tot timpul este plin la ușa mea, dar asta nu înseamnă că am acoperit toate necesitățile și mult mai mulți cetățeni își doresc să vină în contact cu mine, de aceea îmi doresc din suflet și eu să merg pe stradă și să povestesc și să cunosc mai în amănunții ceea ce îi ne liniștește sau ceea ce își doresc cetățenii, însă nu am timp. Sper ca într-o lună, două să îmi pot regândi programul și să încerc să merg și eu către cetățeni, nu să stau în birou să vină ei către mine. Mi se pare și obositor pentru cei care așteaptă la ușa mea și este obositor și pentru mine pentru că nu pot stabili prioritățile. Premiile de excelență s-au acordat și în domeniul atragerii de fonduri, capitol la care Maria Precup spune că nu s-ar fi încadrat, din cauza că până acum nu a reușit progrese. Premiile de excelență pentru atragerea de fonduri, unde eu încă nu pot fi evidențiată pentru că nu am putut să, n-am avut timp să scriem proiecte și nu sunt încă deschise finanțări noi pentru ceea ce ne dorim noi. Asta se va întâmpla anul viitor. Potrivit organizatorilor Galei Premiilor de Excelență Administrație.ro din acest an, nominalizații nu au fost aleși pe criterii politice, au cântărit faptele lor în funcția de conducere a administrațiilor locale, iar Maria Precup s-a evidențiat în cadrul seminarului de management modern în administrație.